Vreau să vă informez că ieri am depus o interpelare parlamentară legată de funcționarea, să spunem, precară a operatorului Enel. Am primit foarte multe sesizări, multe telefonice, unele chiar scrise, în care cetățenii sunt nemulțumiți de desele întrerupere care apar în cursul zilei. Multe dintre ele sunt neanunțate. Verificând toate aceste lucruri, am constatat că site-ul acestui operator nu funcționează de foarte mult timp. Verificând numărul clientului, în care spune că apelul nostru este foarte important pentru dâns și am constatat că stăm foarte mult la acest telefon, și am plecat la o bază, să spunem, de discuție în care acest operator este obligat prin lege să asigure un fond de investiții pentru desfășurarea în condiții normale a funcționării, din punct de vedere electric, a acestui oraș, a acestui județ, a, să spunem, întregului domeniul pe care dânsul l-a acaparat. În momentul acesta constat cu surprindere că toate aceste investiții se fac nu transparent, se fac pe un portofoliu care îi aparține doar operatorului. Am cerut Ministrului Energiei în acest moment să mă informeze și în același timp eu, la rândul meu, să vă informez pe dumneavoastră, pentru că, din punct de vedere rețea, din punct de vedere energie verde, cel puțin la noi în județ, nu există nicio investiție. Mai mult decât atât. Toate aceste investiții pe care un operator, un agent economic dorește în momentul ăsta să le facă, sunt îngreunate de cele mai multe ori de situația birocratică a acestui operator. Cred că din dorința de a nu face investiții, se cer 1.100.000 de hârtii, cu toate că legea spune cu totul și cu totul altceva. Legea 155, care trebuie pusă în aplicare de acest operator, practic pentru el nu există. Și atunci noi, împreună cu dumneavoastră, și aici dumneavoastră trebuie să sesizați lucrurile pe care poate că eu nu le-am sesizat și trebuie să facem un document mult mai complex pentru ca să putem să rezolvăm această problemă care este foarte spinoasă. De ce este? Pentru că în acest moment s-au scumpit toate. În acest moment operatorul și-a ales un tarif care este peste putința cetățeanului. Dacă nu îmbunătățim și mentenanța, dacă nu îmbunătățim și relația client-operator, nu am făcut nimic. Suntem conduși ca de cele mai multe ori de un operator care are birou, să spunem, la Constanța. Ceilalți din județ spun că sunt depășiți de aceste probleme. Vă rog și pe dumneavoastră în acest moment, ca dacă sesizați alte probleme, vreau cu ajutorul dumneavoastră să le punem la punct, pentru că nu este corect ca să fixăm doar tariful, nu este corect ca să fixăm doar prețul, nu este corect ca să dăm sau să nu dăm facturi, nu este corect ca să nu răspundem cetățeanului, pentru că toți avem obligații, toți răspundem în fața legii, și trebuie să găsim o soluție de așa natură încât cetățeanul să fie protejat. În acest moment, operatorul Enel nu protejează cetățeanul. În acest moment, operatorul Enel se folosește de niște tertipuri ilegale, de așa natură încât orice nou antreprenor care dorește în momentul acesta să-și înființeze un post de transformare sau să facă un proiect, depășim cu mult cele 6 luni pe care legea îi dă dreptul să le facă. Am făcut sesizare și la ANRE, pentru că ANRE-ul în acest moment trebuie să urmărească, trebuie să găsească soluții, trebuie să fie înștiințat că până acum poate, datorită faptului că cetățeanul nu a fost informat că există o agenție care poate în acest moment să reglementeze și să ordoneze și să sancționeze operatorul, acum în acest moment cetățeanul trebuie să spună că pe lângă noi există și această agenție. Consider că în acest moment ceea ce s-a întâmplat și ceea ce a existat în Călăraș nu s-a întâmplat, nu este ceva întâmplător. Nu există investiții, cel puțin în partea rurală, pe partea de rețele, pe partea de, să spunem, puncte nou înființate, pe partea de proiecte noi care sunt finanțate de guvern. De fiecare dată acest operator a dorit ca UAT-ul să financeze aceste proiecte, ceea ce nu este legal. Trebuie să înțelegem că operatorul este obligat prin lege să facă aceste investiții. Legea este foarte bine și foarte clară, iar populația care primește o factură, să spunem, din
7-8 foi, nu înțelege nimic din acea factură. Următoarea interpelare o să fac către Agenția Națională de Reglementare a Energiei și am să vin cu o factură din Germania să vă arăt cât de simplu, cât de corect și cât de transparent poate să fie un operator vis-a-vis de cetățean. În acest moment, un cetățean de rând nu poate să înțeleagă nimic din acel tarif. E greu pentru un specialist de-al lor să-ți explice de ce s-a ajuns la acel tarif. E greu pentru un specialist al lor să remedieze aceste lucruri. Avem o rețea foarte veche. O rețea care, din punctul de vedere al ENR-ului, nu va dori niciodată să schimbe, pentru că nu dorește decât să facă profit. Noi dorim ca să asigurăm o stare de confort a cetățeanului. Noi dorim ca aceste prețuri foarte mari, triple, da, trebuiesc asigurate și de calitatea serviciului pe care operatorul este obligat să-l aibă vis-a-vis de cetățean. Dorim ca să apară antreprenori noi. Acești antreprenori trebuie să fie susținuți conform legii. Acești antreprenori nu trebuie să împiedicați de latura birocratică a acestui operator, plecând de la Călăraș la Constanța, de la Constanța la București, trecând 1000 de alte puncte care nu au treabă cu aceste investiții. Vreau să ne considerăm o țară europeană. Dacă suntem o țară europeană la tarife, vreau să fim o țară europeană și la mentenanță și la calitatea serviciilor. Aceasta este dorința mea vis-a-vis de, să spunem, de a reglementa acest serviciu și vă mai rog încă o dată pe dumneavoastră, dacă considerați și dacă știți anumite lucruri care se întâmplă și nu sunt legale, eu voi fi alături de cetățeni și vreau neapărat, ca cel puțin în acest mandat, să reglementăm această problemă care ține de calitatea serviciului.